Știți, acum în Moldova ne apropiem de alegeri parlamentare. Situația este una complicată în țara noastră. Noi, ca și țară tânără, ne confruntăm cu multe, multe probleme. Greu învățăm democrația, dar avem o binecuvântare care nu știu cât de mult e văzută de alții. Noi în ultimii 20, vom avea în curând 30 de ani, noi avem o libertate religioasă cum n-am mai cunoscut niciodată partea aceasta de pământ. Noi avem toată libertatea religioasă. Am văzut cândva un sondaj, ceva, unde noi ne plasam pe locul 11 în lume la libertatea religioasă. Eu, fiind pastor, fiind lucrător în Evanghelie, care sunt foarte mult implicați în societate, eu mi-am pus întrebarea, dar cum poate fi mai bine ca la noi? Pentru că noi avem toată libertatea, nu avem pedici din partea autorităților, din partea nimănui. Ei bine, că se mai întâmplă local ceva acolo, eu știu, într-un sat l-au bătut pe cineva sau, mă rog, aia se întâmplă, nu. Dar la nivel de țară noi avem toată libertatea, putem propovădui Evanghelia și asta este un mare avantaj. Eu mă rog și continui îndemn pe oamenii pe care îi învăț, pe oamenii care mă ascultă, cei care urmăresc Moldova creștină, continui îndemn să se gândească la această valoare și când ne vom da votul, să ne dăm votul pentru partidele, pentru candidații de care suntem siguri că ne vor păstra aceeași libertate care o avem, nu ne vor limita libertatea aceasta și vom putea să propovăduim mai departe Evanghelia. Alpha, Omega.